Dedemobilul a fost primit în zona de sub munte de mulți gorjeni dornici să-l vadă pe Dan Diaconescu. Ce surpriză! Trăiască Târgu Jiu! Târgu Jiu, cel mai tare! Aici trebuie să mutăm capitala României! Vă salută Dan de la Vatican! M-am întors să-mi spun și româna! Doamna Firean, ce faci? Nebuleteanu, ce faci, băie? La Baia de Fier, de asemenea, toată lumea era cu noi. La Bălcești, toată lumea a ieșit la poartă. Aici, iarăși, vă văd extraordinar de frumoși, că aveți încredere că de data asta chiar reușim. E alături de mine aici și Simona Man, președinta partidului. V-am adus președinta, v-am adus pe deputata Nicoleta Mocel, singura deputată din Parlament care ține cu Gorjiu. Da? Și vreau să vedeți o minune. Liviu Nagu, conducătorul de demobil, e alături de mine aici. Dan Diaconescu a venit la Gorj după ce a avut mai multe întâlniri la Arad și Severin. Noi venim de departe, mă rog, Arad, Constanța, Tulcea și cred eu că se va produce un miracol în România în curând, pe 25 mai, fiindcă foarte mulți oameni ies în fața dedemobilului, prin locuri neașteptate, comune, sate și cam peste tot. De exemplu, la Arad, unde a fost huituită Elena Udrea cu câteva ore înainte să trecem noi, pe noi lumea ne-a aplaudat și ne-a îmbrățișat. Simona Man, președinta PBDD, a ținut să precizeze că se simțea în județ lipsa fondatorului partidului. Suntem deja de 8-a, 9-a zi, cred că astăzi, de când mergem în țară, am pornit de la Arad, de la poarta de intrare în țară și o să facem toată țara, așa cum a promis Dan Diaconescu, din nou se ține de promisiune, spre dezamăgirea unor lideri naționali care așteptau ca Dan Diaconescu să nu vină în țară, să nu se ține de promisiune, dar așa cum ne-a promis tuturor, va fi în țară, va fi alături de noi, este